Cea mai amplă lucrare hidrotehnică din România de după 1989 este aducțiunea Surduc-Nehoiașu din județul Buzău. După 30 de ani de muncă în subteran, muncitorii au terminat ieri etapa excavării, momentul fiind marcat printr-o ultimă dinamitare în pântecele muntelui. Astfel a fost înlăturat ultimul perete de rocă ce despărțea fronturile de lucru Trestia-Castel. Tunelul are acum în total peste 16 km lungime. Ăștia-s bravi români care muncesc în condiții absolut inumane. Temperatură constantă 4 grade, fie vară, fie iarnă. Umiditate, gaze, mizere, noroi, muncă fizică, nu cu pixul, nu cu gura, cu picamărul și cu tânăcopul. Bă, ce bani? 1500 de lei. Pe majoritatea lungimii roca a fost foarte slabă, cu probleme mari de infiltrație de apă. Dar cu eforturi am reușit să finalizăm această aducțiune. Galeria va prelua apa unor afluenți din zona de munte a județului Buzău și o va direcționa cu un debit de 40 de metri cub pe secundă spre turbinele hidrocentralei din Nehoiașu. Investiția va avea un impact important asupra economiei României. Finalizarea derivației Surduc-Nehoiașu va permite instalarea în cadrul centralei hidroelectrice Nehoiașu a celei mai mari capacități de producere a energiei electrice. La eveniment a fost prezent și ministrul energiei și IMM-urilor Andrei Gerea. Este deocamdată cel mai important proiect al hidroelectric, cel puțin după 90, în energia românească. S-a așteptat într-adevăr foarte mult pentru a fi finalizată această străpungere, dar să fim optimiști, să spunem mai bine mai târziu decât niciodată. Această galerie va prelua afluenții de pe Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică și Zăbala. Asta înseamnă 40 de metri cub pe secundă. Aducțiunea împreună cu galeria forțată, care însumează și ea 2540 de metri lineari, vor alimenta cel de-al treilea grup care va fi pus în funcțiune în 2017. Aceasta este a treia galerie de aducțiune din România după Lotru Giunget, care are aproximativ 18 km și râul Mare Retezat, ce măsoară 17,6 km. Dacă pe care urnesc la multul regimului pe planșetă, ca fiind eficiente, au toate șansele să se cunoscute și realitatea. Și aceea știm că este discuțiile care să fie puțin aici, de a face un grup sau mai aducem pe 155. Proiectul amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu se desfășoară în județele Buzău, Covasna și Vrancea pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică și Zăbala. Lucrările la galeria de aducțiune de la Nehoiașu vor fi finalizate în 2017.